În condițiile care s-au creat, se impune întreprinderea câtorva măsuri decisive care să conducă la restabilirea suveranității poporului, la depășirea stării de paralizie în care s-au pomenit instituțiile statului de drept și la recăpătarea libertăților democratice pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Și anume, iată măsurile pe care le propun cu titlu revendicativ actualii puteri pentru a fi puse în plan sau în aplicare până la organizarea viitoarelor alegeri. 1. Să fie restabilită independența Comisiei Electorale Centrale prin reintroducerea articolelor din codul electoral care garantează caracterul inamovibil al membrilor acestei instituții, precum și reprezentarea majoritară în proporție de 5 membri din 9, care să fie propusă de opoziție, așa cum prevedea reforma din 22 iulie 2005, votată în mod unanim. Actuala componență a CEC urmează să-și dea demisia, iar Parlamentul să voteze o altă componență nominală a acestei instituții, puterii revenindu-i propunerea a 4 membri CEC, iar opoziției a 5 membri. Amintesc între paranteze că anume această formulă de independență instituțională și decizională a CEC-ului a permis organizarea unei competiții care a adus în funcții cheie o sumedenie de politicieni în alegerile din 2007 și a permis succesiunea la guvernare în 2009 și respectiv în 2010. Punctul 3. Marian Lupu să dea decret de dizolvare a Parlamentului și să convoace alegerile parlamentare anticipate. 4. Marian Lupu să-și dea demisia din funcțiile de președinte al Parlamentului și implicit de președinte interimar al țării. 5. Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, precum și toți judecătorii din această instituție fundamentală pentru un stat de drept, care au votat pentru adoptarea hotărârii din 12 ianuarie, să-și dea demisia din funcții ca persoane care s-au compromis iremediabil în fața opiniei publice, prin obediență manifestată față de putere, lipsă de probitate profesională și responsabilitate în exercitarea mandatelor de magistrați ai înaltei curți. 6. Deputații care au participat la farsa anticonstituțională din 16 decembrie 2011 să-și dea demisia de onoare din funcțiile de conducere pe care le dețin în partidele respective și să se abțină de la a candida pe listele electorale la alegerile viitoare. Aceste revendicări reprezintă condițiile minime pentru organizarea unei competiții electorale corecte, oneste și relevante, în care toți subiecții electorali să se bucure de șanse egale. Vreau să vă atrag atenția, stimați prieteni, că dispunem de informație potrivit căreia, în eventualitatea unor alegeri anticipate, puterea pregătește falsificarea masivă a rezultatelor electorale. În acest sens, exponenții puterii se bucură de consultanță internațională, urmărind utilizarea unor scheme de fraudare a alegerilor rodate în alte țări din regiune. Și întrucât ar fi naiv să așteptăm ca grupul de impostori care au uzurpat putere din stat să o cedeze de bună voie, se impune cu necesitate organizarea unor proteste stradale masive care să forțeze clanurile din vârfurile piramidei statale să restabilească suveranitatea poporului. În acest sens, fac apel către toți liderii partidelor politice, către reprezentanții societății civile, liderii de opinie, către toți cetățenii onești ai Republicii Moldova și responsabili pentru destinele țării, să manifeste solidaritate și să contribuie în mod hotărât la înlăturarea de la putere a conspiratorilor împotriva statului de drept și a Constituției. În condițiile aflării la guvernare a unor elemente periculoase, gata să recurgă la cele mai mârșave metode pentru a rămâne la putere și a continua activitățile criminale de acumulare a unor averi fabuloase, este necesară o solidaritate exemplară a tuturor celor care dezaprobă acțiunile anticonstituționale și ilegale ale actualei puteri. Pentru asta propun crearea unui Consiliu de Coordonare a Forțelor de Opoziție care să reunească reprezentanții tuturor partidelor și a organizațiilor civice care dezaprobă politica actualei guvernări. Este momentul ca liderii politici să renunțe la orgolii și la egoismele de partid și să-și conjuge forțele pentru organizarea unor acțiuni de protest de amploare
care să pună capăt dictaturii și să readucă țara pe albe a democrației, a legalității și a stabilității politice.